condiții pe care le avem. Nu. Era. Vedem. Păcat pentru Timișoara și păcat pentru oamenii care... Cu un zâmbet amar, așa a primit candidatul pentru primăria Timișoara, Nicolae Robu, înfrângerea. Deși la miezul nopții încă situația voturilor nu era exactă, numărătoarea paralelă îl arăta pe Nicolae Robu pierzător în fața contracandidatului său, Dominic Friț. La noi sunt numărate un sfert dintre rezultatele de la un sfert din secțiile de votare. De urmare, sunt rezultate parțiale, ele îl arată pe candidatul Friț în față, dar sunt rezultate parțiale. Prin urmare, nu pot să vă spun altceva până când nu va fi aritmetic tranșat un rezultat. Cam cât e diferența acum pe parțial? Diferența era oscilantă. 8%, 10%, mai mult de 11% nu a fost nici într-un moment, depinde ce secții se introduc. Că la un sfert din secții, de îndată ce introduci una, depinde cum e rezultatul acolo, reflectarea în scor este semnificativă. Mai aveți o urmă de speranță? Păi așteptăm să se numere... Repet, mai multe, încât matematic să fie lucrurile clare. Colegul dumneavoastră de alianță, de ce nu este aici? Domnul Simoni, zicem, că ați făcut știu, un tandem. Nu știu, n-am mai vorbit de alaltă sau când am făcut o filmare. Nu mai știu. Păi ce s-a întâmplat? Nimic, nu știu, nu. Ne-am văzut de treabă. Astăzi nu ne-am văzut, n-am vorbit. Sunteți dezamăgit pentru rezultatele de până acum? În ce mă privește, eu sunt cu conștiința împăcată, mi-am făcut datoria și le mulțumesc colegilor care și ei și-au făcut datoria. M-am prezentat cu un program de guvernare locală, sau dacă vreți, de administrare a Timișoarei pentru următorii ani, un program amplu. Am fost în peste 30 de locuri în oraș, în cartiere, lumea era favorabilă peste tot. Pe Facebook am fost cât am putut de activ, pe TikTok la fel, pe Instagram la fel, cu favorabilitate bună și acolo. Am prezentat și ce am eu în spate, că eu așa consider ca principiu, că atunci când candidezi la o funcție, trebuie să vii cu un program, să spui oamenilor ce vrei să faci, și trebuie să arăți și de ce ai fi credibil că poți să și faci ceea ce propui. Am prezentat un raport cu realizările din 2012-2020, sunt sute de lucruri menționate. N-am ce să-mi reproșez, asta este, dacă o fi să pierd, nu vin de la colț de stradă, nu m-am născut primar, o să-mi văd de viață mai departe. Aveți un mesaj pentru contracandidatul ăsta? Nu. Nicolae Robu nu a mai făcut până la momentul redactării acestui material alte declarații referitoare la pierderea cursei electorale.